Elveția se pregătește să elimine restricțiile începând cu 17 februarie. Fără mască, fără certificat, dar cu izolarea celor infectați. Este a doua țară europeană care renunță la aceste măsuri. Dan Manolache, român stabilit în Danemarca, spune că revenirea la normalitate nu înseamnă și că virusul a dispărut. Deci cuvântul să prudență maximă, populația Elveției este vaccinată cu 70%, în proporție de 70%, a avut loc ședința Consiliului Federal. S-au luat două măsuri. Prima măsură este renunțarea la obligativitatea telemuncii, rămâne doar o recomandare. Iar a doua măsură este ridicarea carantinei. Danemarca a fost însă prima țară care, începând de săptămâna aceasta, a renunțat la toate restricțiile interne. Prim-ministrul danez a spus că după multe conferințe de presă a putut în sfârșit să dea vești incredibil de bune oamenilor. Under pandemien, der har vores tålmodighed og vores udholdenhed og vores sammenhold som danskere, der har den været testet. Og i dag, der kan vi sige, at vi bestod. Vi er klar til at træde ud af coronaens skygge. Vi siger farvel til restriktionerne og velkommen til det liv, vi kendte før corona. Pe de altă parte, vedem că și Franța face pași mici către revenirea la normalitate. Elimină în mod treptat restricțiile împotriva pandemiei de COVID-19. Din 16 februarie, cluburile se vor putea redeschide și vor putea avea loc concerte. Ministrul Sănătății este optimist și preconizează că în primăvară Franța va putea intra în rândul țărilor fără restricții.